Inspectoratele școlare județene au organizat în luna septembrie, la începutul noului an școlar 2016-2017, consfătuiri pentru profesorii de religie. La Iași, întâlnirea s-a desfășurat la Centrul de Conferințe Providența vineri 16 septembrie. Au participat în al preasfințitul Teofan, mitropolit al Moldovei și Bucovinei. Conferențiar universitar, dr. Vasile Timiș, inspector școlar pentru disciplina religiei în Ministerul Educației și doamna profesor dr. Camelia Gavrilă, inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Iași. Biserica Romano-Catolică a fost reprezentată de părintele profesor Petru Sebastian Tamaș, inspector școlar pentru religie în dieceza de Iași și de profesori din zona Iași. Întâlnirea a fost coordonată de profesoara dr. Denisa Elena Mănoiu, inspector școlar pentru religie în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Iași. Discursurile invitaților onorifici au reliefat importanța rolului pe care îl au profesorii de religie în apărarea și propovăduirea valorilor umane și creștine prin cuvânt și faptă. Profesorii au fost îndemnați să utilizeze în cadrul procesului educativ de învățare, predare, evaluare, metode tradiționale și metode moderne ca învățătura lui Hristos să fie transmisă elevilor într-un mod plăcut și interactiv. La Bacău, întâlnirea profesorilor de religie a avut loc sâmbătă 17 septembrie la Colegiul Tehnic Angel Salini. Activitatea a fost coordonată de părintele profesor Ionuț Căsăneanu, inspector de specialitate al Inspectoratului Școlar Județean Bacău. Invitați au fost conferențiar universitar dr. Vasile Timiș, inspector general de specialitate la Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, părintele profesor Petru Sebastian Tamaș, inspector școlar diecezan, părintele Lucian Adam, inspector în învățământul religios, disciplina religie romano-catolică, zonele Bacău, Galați și Vrancea și părintele Constantin Busuioc, reprezentant al Episcopiei Ortodoxe de Roman. Fiecare responsabil de cer pedagogic a prezentat activitatea curriculară și extracurriculară cu împlinirile din anul școlar precedent. Trei frați capucini, Alois Bulai, Alexandru Gabriel Călărașu și Iosif Valentin David din România au făcut profesiunea simplă sâmbătă 17 septembrie în sărbătoarea stigmatelor Sfântului Francisc la Morano Calabro, în Italia. La celebrarea prezidată de părintele Giovanni Battista Urso, ministru provincial al provinciei fraților capucini din Calabria, a participat și părintele Lucian Iosif Dumea, custode al fraților minori capucini din România, care la final a mulțumit bunului Dumnezeu pentru daul spus de cei trei neoprofeși. Au participat de asemenea o mulțime numeroasă de frați și un număr foarte mare de credincioși, rude, prieteni și cunoscuți. În cadrul aceleiași ceremonii au făcut profesiunea simplă alții 9 candidați din diferite părți ale Italiei de Sud și din alte circumscripții capucine internaționale. Depunere de voturi a avut loc și la Luizii Călugăra, duminică 18 septembrie, în cadrul unei sfinte liturghii prezidate de preasfințitul Petru Gherghel. Fratele Celestin Matei a făcut profesiunea solemnă în fața preasfințitului și a părintelui Aureliu Perez, superiorul general al congregației Fiii Iubirii Milostive. Alături de neoprofes au fost părinții, rudele și prietenii, precum și numeroși preoți, printre care și cei din congregația Fiii Iubirii Milostive. La Sanctuarul Marian de la Căcica a avut loc duminică 18 septembrie instalarea noului paroh, părintele Anton Mărândescu. La celebrare a fost prezent părintele Iosif Păuleț, decan de Bucovina, preoți din provincia franciscană și credincioșii din Căcica, dornici să-l cunoască pe noul lor păstor. Noul paroh a fost hirotonit preot în anul 2000 și a activat până acum în Italia.